Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Română. Azi, în timpul pe care îl vom petrece împreună, vorbim despre una dintre cele mai complexe părți de vorbire, și anume verbul. Îl vom defini, îl vom clasifica, vom învăța sau recapitula conjugările acestuia, diatezele, modurile și timpurile verbale cu toate aspectele, funcțiile sintactice ale verbului și locuțiunile verbale. De asemenea, vom prezenta și o analiză morfologică a verbului, precum și un moment ortografic cu verbe. La partea de literatură vorbim despre nuvelă. O definim, o prezentăm, îi prezentăm caracteristicile și un plan de redactare a unei compuneri argumentative de apartenență la specia literară nuvelă. Iar în final vom face o scurtă recapitulare a noțiunilor prezentate în această oră. Așadar, începem, cum am spus, cu verbul, pe care îl definim ca fiind partea de vorbire flexibilă care exprimă acțiuni, stări, existențe, evoluții, adică procese în desfășurare, care se petrec într-un timp scurt sau lung. Ca și trăsături, verbul putem spune că este partea principală de vorbire care, împreună cu substantivul, formează sensul și înțelesul unei bune comunicări, unei bune comunicări. Este partea de vorbire independentă care poate realiza și singură o propoziție. De exemplu, stă, mănâncă sau a adormit. Verbul are cele mai multe forme și categorii gramaticale dintre toate părțile de vorbire. Categorii specifice, cum ar fi timpul și diateza, sau categorii nespecifice pe care le întâlnim și la celelalte părți de vorbire, persoană, număr și gen. Categoriile gramaticale specifice îi asigură o flexiune proprie numită conjugarea. Mai departe, vorbim despre clasificarea verbului, formele verbului, care se împart după înțeles. După cum putem observa, avem verbe predicative și verbe nepredicative. Cele predicative au înțeles de sine stătător, formând singure predicatul verbal, de exemplu, ea dansează în ploaie, sau cele nepredicative, care nu au înțeles de sine stătător și nu formează singure predicatul verbal. Verbele nepredicative sunt de două feluri: copulative, adică intră în alcătuirea unui predicat nominal alături de un nume predicativ, exemplu, elevii sunt harnici, și auxiliare, adică ajută la formarea unor diateze, moduri și timpuri compuse. Ca exemplu, eu am scris materialul, verbul a avea. Sau o fi mers și Matei, verbul a fi. Sau luna viitoare vei absolvi. Este verbul a voi, care intră în componența numelui predicativ. Mai departe, următoarea categorie a verbelor, după posibilitatea de a primi sau nu complement direct, avem verbe tranzitive care primesc complement direct, exemplu, scrie ceva, și verbe intranzitive, adică nu primesc complement direct, și anume verbele de mișcare, a veni, a pleca, a alerga și așa mai departe. Următoarea categorie este după posibilitatea de a avea forme pentru toate persoanele. În această categorie intră verbele personale sau verbele impersonale. Verbele personale au forme pentru toate persoanele. A munci, a cânta, a învăța sau a dansa. Iar verbele impersonale prin conținut și unipersonale prin formă au forme numai pentru persoana a treia singular. De exemplu, plouă, suflă, ninge, se întâmplă și așa mai departe. După aspect, verbele pot fi afirmative, merge, vorbește, crește, sau negative,
fiind însoțite de adverbul de negație nu, nu merge, nu vorbește, nu crește, nu scrie. Mai departe, începem exemplificarea verbelor cu valoare predicativă și cu valoare copulativă. Avem verbul a fi. Acesta are valoare predicativă când are sensul de a exista, a se afla, a proveni. De exemplu, el este la birou. Și valoare copulativă când are nevoie de un nume predicativ pentru a forma predicatul. De exemplu, el este cu minte. Verbul a deveni are întotdeauna valoare copulativă. Verbele a ieși, a ajunge, a se face au valoare predicativă când nu au sensul de a deveni și valoare copulativă când se folosesc cu sensul de a deveni. Să dăm câteva exemple. Verbul a ieși la valoarea predicativă, au ieșit în parc, verbul a ajunge, au ajuns la mine, sau verbul a se face, a face, au făcut mâncare. Pentru valoarea copulativă avem sensul de a deveni a acestor verbe. A ieșit medic, a ajuns judecător sau s-a făcut mare. Verbul a rămâne are valoare predicativă când se folosește cu sensul de a sta, de exemplu a rămas acasă, și valoare copulativă când nu se folosește cu sensul de a sta. Exemplu, au rămas prieteni sau a rămas alături de noi. Verbul a însemna are valoare predicativă când se folosește cu sensul de a scrie. De exemplu, ea a însemnat toate foile și valoare copulativă când nu este folosit cu sensul de a scrie. De exemplu, el nu a însemnat nimic pentru ea. Mai departe, verbul a reprezenta are valoare predicativă când nu are sensul de a fi. De exemplu, avocatul ne reprezintă în instanță. Și valoarea copulativă a verbului a reprezenta este atunci când se folosește cu sensul de a fi. El reprezintă totul pentru noi. Verbul a se naște are valoare predicativă când este folosit cu sens propriu. S-a născut la Cluj sau a născut o fată. Și valoare copulativă când se folosește cu sensul de a fi. Omul acela s-a născut actor. Un exemplu. Verbul a călca are valoare predicativă când este folosit cu sensul propriu. De exemplu, calcă iarba. Și valoare copulativă când este folosit cu sensul de a deveni. El calcă pe urmele lor, se face medic. Verbul a veni are valoare predicativă când este folosit cu sens propriu, a venit la noi sau a venit la tine, și valoare copulativă când este folosit cu sensul de a însemna. Un exemplu, cum vine asta? Îl putem înlocui cu ce înseamnă asta? Avem și verbul apărea, care are valoare predicativă când nu are subiect, adică este impersonal. De exemplu, se pare că vom câștiga. Și valoare copulativă când are subiect. Ea pare fericită. Trecem mai departe la categoriile gramaticale ale verbului. Acestea sunt conjugarea, diateza, modul, numărul, timpul și persoana. Urmează să le luăm pe rând și să vorbim despre conjugarea verbului. Conjugarea reprezintă modificarea formelor unui verb după persoană, număr, timp, mod și diateză, într-o înșirare metodică numită flexiunea verbului. Prin conjugare, verbele au aceeași terminație la infinitiv și se conjugă în mod asemănător. Verbele românești se grupează în patru conjugări, și anume conjugarea întâi, terminația a, conjugarea a doua cu terminația ea, diftong, conjugarea a treia cu terminația e și conjugarea a patra cu terminațiile i sau ă. Mai departe, vorbim despre diateza verbului, care este o categorie gramaticală caracteristică
care exprimă raportul dintre acțiune și subiectul gramatical, adică autorul ei. Diateza activă, avem diateza activă, diateza reflexivă și diateza pasivă. Diateza activă, în diateza activă, acțiunea se realizează de către subiect, fie exprimat sau neexprimat, dar suportată sau nu de către altcineva. Cel mai adesea, verbele sunt întâlnite la diateza activă. De exemplu, el cântă la nai. Aici avem și diateza activ-pronominală, atunci când verbul este însoțit de un pronume reflexiv. De exemplu, el se cântă de durere. Mai departe, diateza reflexivă prezintă acțiunea care este realizată de către subiect și suportată tot de către acesta. Marca diatezei reflexive este pronumele reflexiv, fără funcție sintactică, care însoțește verbul. Verbele în diateza reflexivă sunt intransitive. De exemplu, eu îmi fac temele, eu suport acțiunea, da? În diateza pasivă, acțiunea este realizată de către subiectul logic, de către cineva sau altcineva, și este suportată de pasiv de către subiectul gramatical. Verbul la diateza pasivă poate primi un complement de agent, adică este făcută de către cineva, acțiunea respectivă. Se formează din verbul auxiliar a fi plus participiul verbului de conjugat. De exemplu, poemul va fi publicat în noua carte, de către editură sau de către poet. Mai departe, vorbim despre modurile verbului. Modul fiind forma pe care o ia verbul și arată cum consideră vorbitorul acțiunea: reală, realizabilă, dorită, condiționată sau poruncită. Modurile verbale se împart în două categorii: moduri personale și moduri nepersonale. Le luăm pe rând și vorbim despre modurile personale, adică predicative, enumerându-le, acestea fiind indicativul, conjunctivul, condițional optativul și imperativul. Acestea de obicei îndeplinesc funcția sintactică de predicat verbal sau predicat nominal. Iar modurile nepersonale, adică nepredicative, sunt infinitivul, gerunziul, supinul și participiul. Acestea au alte funcții sintactice decât modurile predicative. Timpurile verbului. Verbul, după cum am spus deja, este o categorie gramaticală amplă, iar timpul verbului exprimă momentul în care are loc acțiunea. Forma verbului arată acțiunea petrecându-se în trecut, în prezent sau în viitor. Timpul prezent arată că acțiunea este săvârșită în momentul vorbirii. Cu siguranță deja știm acest lucru. Dăm un exemplu. Elena învață să citească. Timpul trecut arată că acțiunea este efectuată înainte de momentul vorbirii. Elena a învățat să citească. Iar aici, la timpul trecut, avem mai multe timpuri, cum ar fi imperfectul, arată o acțiune petrecută în trecut față de momentul vorbirii, dar neterminată. Exemplu, stăteam după ei să termine de scris. Avem perfectul simplu, care exprimă o acțiune realizată în trecut și terminată de curând. Stătui după ei să termine de scris. Avem perfectul compus, care arată o acțiune realizată și terminată în trecut. Am stat după ei să termine de scris. Avem mai mult ca perfectul, care exprimă o acțiune trecută, terminată înaintea altei acțiuni trecute. De exemplu, stătusem după ei să termine de scris. Timpul viitor arată că acțiunea este făcută după momentul vorbirii, de exemplu, Elena va învăța să citească, unde avem și un viitor anterior care arată că acțiunea se va întâmpla înaintea altei acțiuni viitoare. De exemplu, Elena va fi învățat să citească.
Mai departe, luăm modurile verbale cu timpurile verbale asociate. Modul indicativ are toate timpurile, prezent, trecut și viitor, cu toate formele, imperfect, perfect simplu, perfect compus sau mai mult ca perfectul, iar la timpul viitor are și viitorul anterior. Modul conjunctiv are doar prezent și perfect, la fel și modul condițional optativ, la fel și modul infinitiv, timpul prezent și perfect. Mai departe, modurile predicative, care începem a le enumera prin definirea modului indicativ, care exprimă o acțiune sigură și reală. Formele pentru toate timpurile verbale se găsesc în acest mod. De exemplu, la prezent, citesc, citești, citesc, citim, citiți, citesc. Adică eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele. La imperfect avem eu citeam, tu citeai, el citea, noi citeam, voi citeați, ei, ele citeau. La perfect simplu, eu citi, tu citiși, el ia citi, noi citirăm, voi citirăți, ei, ele citiră. La perfect compus, eu am citit, tu ai citit, el ia a citit, noi am citit, voi ați citit, ei, ele au citit. La mai mult ca perfectul avem următoarele forme. Eu citisem, tu citiseți, ei, ele citise. Noi citiserăm, voi citiserăți, ei, ele citiseră. Pentru viitor avem următoarele forme. Voi citi, vei citi, va citi, vom citi, veți citi, vor citi. Iar la viitor anterior vor fi citit, voi fi citit, vei fi citit, va fi citit, vom fi citit, veți fi citit și vor fi citit. Modul conjunctiv exprimă o acțiune posibilă, realizabilă. Marca conjunctivului este conjuncția să. Formele verbale ale conjunctivului sunt la timpul prezent, adică să merg, să mergi, să meargă, să mergem, să mergeți, să meargă, și forme la timpul perfect. Eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele, să fi mers. Mai departe, modul condițional optativ exprimă o acțiune dorită, a cărei realizare depinde de o condiție. Forma acestuia este verbul auxiliar plus verbul la infinitiv, iar formele verbale sunt la timpul prezent: aș face, ai face, ar face, am face, ați face, ar face, și la timpul perfect: aș fi făcut, ai fi făcut, ar fi făcut, am fi făcut, ați fi făcut și ar fi făcut. Modul imperativ exprimă o poruncă, un îndemn sau o recomandare. Ca forme verbale avem timpul prezent, persoana a doua singular. Fii cu minte sau du-te acasă. Trecem la modurile nepredicative, și anume modul infinitiv, care arată numele acțiunii. Marca infinitivului este prepoziția a. A citi, a scrie, a desena. Infinitivul lung se substantivizează, de exemplu, creare, vedere, zicere. Infinitivul este singurul mod nepersonal care are timpuri verbale. Și anume, timpul prezent, a spune, sau timpul perfect, a fi spus. Ca funcții sintactice putem da următoarele exemple. Este complicat a interveni fără acordul lor. La nume predicativ, obligația lui este de a plăti produsele. Sau, la atribut verbal, dorința de a trece examenul l-a motivat. Avem și complement direct. Eu pot citi fără ochelari, sau complement indirect, s-a temut a trece râul singură. Complementul circumstanțial de mod este a plecat fără a spune ceva. Complementul circumstanțial de timp,
a dormit înainte de a mânca sau cel de scop s-a ridicat pentru a impune respect. Vedem verbele subliniate care au funcțiile sintactice prezentate. Mai departe, modul gerunziu. Acesta arată o acțiune în desfășurare. Marca specifică gerunziului sunt terminațiile -ând și -in-d. Ca funcții sintactice ale gerunziului avem subiect, se aude cântând sau nume predicativ, bunicul său e suferind de mult timp. Complement direct, Mihai aude bătând în poartă, sau complement circumstanțial de mod, aleargă șchiopătând, avem complement circumstanțial de timp, cântând mult a răgușit, sau circumstanțial de cauză, negăsind bilet, a renunțat la călătorie. Atributul adjectival poate apărea în următoarea formă. Iarna se văd coșurile fumegânde ale caselor din sat. Și atribut verbal, primăvara se văd pădurile înverzind. Mai departe avem modul participiu, care arată o acțiune terminată suferită de către cineva. Aici avem valori gramaticale, verbală, adjectivală și adverbială. Valoarea gramaticală verbală în perfect compus are forma a învăța, în viitor anterior va fi învățat, în conjunctiv perfect să fi învățat, în condițional optativ perfect ar fi învățat, infinitiv perfect a fi învățat, iar la valoarea adjectivală avem modul participiu când acesta se acordă în gen, număr și caz cu substantivul determinat și la valoarea adverbială când acesta determină un verb. De exemplu, vorbește, s-a cadat. Mai departe, prezentăm și câteva funcții sintactice ale verbului la modul participiu. Nume predicativ, pădurea era arsă, sau atribut adjectival, e bun telefonul cumpărat de tine, sau circumstanțial de mod, alergăm ca duși de vânt. De asemenea, am subliniat verbele care îndeplinesc aceste funcții sintactice. Mai departe, modurile nepredicative, continuăm cu supinul, care arată o acțiune ce urmează a fi realizată, prezintă scopul sau destinația. Forma supinului este verbul la participiu plus o prepoziție, de, după, la sau pentru. Funcțiile sintactice ale modului supin sunt următoarele. Subiect, de exemplu, de spus e ușor, de făcut e greu, sau nume predicativ, cireșele sunt de cules, complement direct, ea are de citit și de scris, sau complement indirect, s-a săturat de mers zilnic la muncă. Avem și complement circumstanțial de loc, a dat o fugă la scăldat sau de scop, a plecat la numărat foi. Atributul verbal are ca exemplu următoarea formă, a lucrat cu mașina de cusut. Mai departe avem locuțiunile verbale, care sunt grupări de cuvinte cu sens unitar, ce se comportă ca un verb, atât ca sens, cât și ca valoare gramaticală. Elementele componente ale unei locuțiuni verbale nu pot fi înlocuite cu sinonime. Locuțiunile sunt unități frazeologice fixe. De exemplu, a aduce aminte înlocuim cu verbul a aminti, sau a băga de seamă înseamnă a observa, a lua-o la sănătoasă, a fugi, sau a duce dorul, a lipsi, ai lipsi. Avem, cum am spus deja, și o schemă a analizei morfologice a verbului. Pentru a analiza un verb, trebuie să ținem cont de următoarele aspecte. În primul rând, partea de vorbire trebuie prezentată, verb, forma și tipul, clasa lexicogramaticală
și anume verb predicativ sau nepredicativ, auxiliar sau copulativ, verb personal sau impersonal, tranzitiv sau intranzitiv, afirmativ sau negativ. Avem clasa flecționară, verbul pronominal sau nepronominal, conjugarea întâi, a doua, a treia sau a patra. Ținem cont de categoriile gramaticale, și anume formele predicative, diateză activă, reflexivă, pasivă, modul indicativ, conjunctiv, condițional optativ, prezumptiv, imperativ, timpul trecut, prezent, viitor, cu persoană, număr, gen, diateză pasivă aici, sau forme nepredicative, modul infinitiv, gerunziu, participiu și supin. Nu uităm în ultima parte a analizei să menționăm și funcția sintactică, care de obicei este predicat verbal sau nominal pentru verbele cu valoare predicativă. Iar pentru verbele la formă nepredicativă pot fi funcțiile sintactice de subiect, atribut, nume predicativ sau complement. Cam atât pentru partea de gramatică. Vă dau un exemplu de analiză. După nici câteva zile, Maria se întorsese de la bunici. Se întorsese este verb predicativ, personal, intranzitiv și pronominal la conjugarea a treia, diateza reflexivă, modul indicativ, timpul trecut, perfect simplu, persoana a treia singular, am mai spus, funcția sintactică de predicat verbal. Avem mai departe un moment ortografic, după ce am terminat cu partea de gramatică, în care prezentăm câteva forme corecte și incorrecte ale verbelor. De exemplu, dacă verbul are i final la modul infinitiv, înseamnă că primește și la modul conjunctiv acest i. De exemplu, a constitui, el să constituie, sau a contribui, el să contribuie. Avem o excepție, de exemplu, a continua este el să continue, nu e să continue. Cu i la final, este doar litera e, sunetul e. La modul infinitiv se folosește în trei structuri compuse. Atenție la dublarea i-ului final. La indicativ viitor avem vom citi, veți ști, vor fi, deci este doar un singur i. La condițional prezent avem aș munci, ar ști, ar veni, ar fi. Iar la imperativ negativ singular nu citi, nu ști, nu fi, nu veni. Pentru forma a fi și a ști, la verbele a fi și a ști, se scrie cu un singur i finalul, la infinitiv, exact ca și verbele de la conjugarea a patra. Și în toate structurile formate cu infinitivul, la toate persoanele. Avem indicativ viitor, vor fi, va ști, adică auxiliar și infinitiv, condițional prezent, ați fi, ar ști, auxiliar plus infinitiv și aici, imperativ negativ, nu fi, nu ști, negație plus infinitiv și să fim atenți, a absolvi este absolvă, nu absolvește. Forma corectă, el absolvă liceul, nu absolvește liceul. Da? Iar la al doilea verb, la infinitiv, poate fi, știe, citi, se scrie tot cu un singur i. Avem câteva forme de greșit și corect cu explicații care conțin verbe. Este greșit să scriem înger cu î din a sau hotărâ la sfârșit cu î din a, rea întregire cu î din a sau hotărât sau hotărând. Forma corectă este înger cu î din i, a hotărâ cu î din i, reîntregire cu î din i, hotărât cu î din a și hotărând la fel cu î din a, nu cu î din i. La începutul și la sfârșitul cuvintelor se folosește numai î, ca și în cuvintele formate cu prefix.
dacă î este prima literă din rădăcină, reînnoire sau reîntors, participiul și gerunziul verbelor nu fac excepție. Și anume scriem, cum am spus, coborât sau coborând cu î din a. Avem o formă greșită a verbului a investi. A fost investit în funcție sau a investit mult în afacere. Corect este a fost investit în funcție și a investit mult în afacere. Verbele a investi, adică a cheltui, a plasa bani într-un anumit scop, într-o anumită afacere și a investi, a acorda cuiva în mod oficial un drept, o autoritate, o demnitate sau o atribuție, au evoluat diferit ca sens, diferențindu-se prin adoptarea formei investi. Mai departe, avem forma greșită de la să cereți voie înainte să plecați, scris cu cratimă. Sau nu trageți, scris cu cratimă. Sau cereți drepturile tale, cereți scris într-un cuvânt. Sau trageți pătura pe tine. Este greșit să scriem într-un cuvânt trageți. Corect este să scriem și să spunem să cereți voie înainte, scris împreună, sau nu trageți, la fel, scris împreună, sau cereți drepturile, scris cu cratimă, sau trageți pătura, tot la fel cu cratimă, pentru că atunci când apare ți ca desinență pentru indicativ, persoana a doua plural a verbelor, se scrie lipit de verb. Voi cereți, voi trageți. Se desparte prin cratimă de un verb la imperativ când ți este forma prescurtată a pronumelui îți, forma de dativ a lui tu, care în astfel de construcții are rol de pronume posesiv, înlocuind sau doar întărind pronumele posesiv propriu-zis. Cereți drepturile, adică cereți drepturile tale. Sau trageți pătura, trage pătura ta pe corpul tău. Sau puneți pălăria pe cap, puneți pălăria ta pe capul tău. Cam atât la partea de moment ortografic și trecem la partea de literatură, unde v-am spus deja, vom vorbi despre novelă. Aceasta este o specie a genului epic în proză, de dimensiuni medii, mai ample decât schița și mai mici decât romanul, cu o intrigă riguros construită, un conflict epic concentrat, în care autorul pune accentul asupra evoluției personajului în mediul său de viață, mai mult decât pe acțiune. Prezentăm și trăsăturile novelei. În novelă, acțiunea este simplă, lineară, urmărește un singur fir narrativ desfășurat pe momentele subiectului. Personajele sunt complexe, evidențindu-se prin destinul personajului principal, care trece printr-o serie de conflicte interioare, tulburări sufletești care îl marchează. Accentul cade pe reacțiile, comportamentul și sentimentele unui personaj pus în situații dificile. Naratorul este omniscient, relatează la persoana a treia și obiectiv. Acesta nu participă la acțiune, nu își exprimă impresiile și opiniile despre personaje și, cum am spus, despre acțiune. Relațiile spațiotemporale sunt precizate, ceea ce conferă ideea de verosimilitate. Spațiul acțiunii este amplu, cuprinzând mai multe locuri, iar acțiunea se poate desfășura pe parcursul câtorva zile sau luni, mai rar ani. Modul de expunere predominant este narațiunea, dialogul ajutând la caracterizarea personajelor, descrierea prezintă cadrul acțiunii și portretele personajelor, iar monologul permite accesul la lumea interioară a personajului. Ca și model de plan de argumentare a apartenenței unui text la specia literară novelă, vă prezint următoarea formă. În introducere, enunțăm trăsăturile novelei, care este o specie a genului epic în proză de dimensiuni medii,
cu o intrigă riguroasă și un conflict concentrat în care interesul naratorului se fixează asupra personajelor mai mult decât asupra acțiunii. Tot în introducere integrăm textul în specia epică novelă. Mai departe, în cuprins, menționăm faptul că opera epică este de întindere medie, cu acțiune complexă pe mai multe episoade narrative. Prezentăm pe scurt acțiunea, conflictul este puternic, poate fi interior sau exterior. Coordonatele spațio-temporale sunt bine precizate. De asemenea, întâlnim toate modurile de expunere, predominant fiind narațiunea. Vorbim despre prezentarea sumară a personajului principal, care este în centrul atenției. Iar în încheiere formulăm concluziile. Și avem ca de fiecare dată o cerință pe care o vom întâlni și la examenul de evaluare națională, în care ni se cere să redactăm o compunere de 150-200 de cuvinte în care să argumentăm că textul citat aparține unei novele. În compunerea noastră trebuie să prezentăm 4 trăsături ale novelei prezente în textul dat, să ilustrăm 2 trăsături cu exemple adecvate din text, să redactăm un conținut adecvat cerinței formulate și să respectăm precizarea privind numărul de cuvinte. Avem următorul text de Liviu Rebreanu, Norocul, pe baza căruia vom lucra. Să îl reproduc. În clipa când ieși pe poarta ministerului, se repezi la dânsul un pici funigând și zdrențuros, vestindu-i desperat ediția specială Tragerea Loteriei Statului. Nu putu sfârși. Emoția îl strângea de gât. Îi stinsese glasul. Dădu gologanul și luă foaia, tremurând ca o fată când îi vine un pețitor. Era copist, avea 9 ani de serviciu, 5 copii și multă sărăcie. Cel mai mult dorea totuși să se scuture de nevoi, de aceea juca la loterie cu o patimă dârză. A mai avut și alte presimțiri că, în sfârșit, s-a pricopsit, dar ca acum niciodată. Mergând grăbit, muncit de emoție și de o fericire caldă, mereu îi se părea că îl arde ziarul în buzunar. Își pipăia haina cu teamă, ca și când în buzunarul din stânga s-ar fi înghesuit tot viitorul, toată viața lui. Era sigur și siguranța îl mângâia și îl înălța. Mititelu întinse ziarul pe masă. În aceeași clipă însă simți o săgeată în inimă. Își aruncase ochii acolo unde trebuia să fie numărul lor și parcă nu era. Vezi, pe la sfârșit că numărul nostru e mare, zise Marieta nerăbdătoare, suflând greu. Fă bine și nu-ți mai vâră nasul, mormăi bărbatul cu glas schimbat. Îndoiala-l rodea și își înfingea unghiile din ce în ce mai adânc în sufletul lui. Cu cât se apropia spre sfârșitul listei, cu atât amărăciunea îi umplea gura și inima. Apoi, deodată îl cuprinse o furie năpraznică. Nu trecu mai mult de o lună. Ajunse la frizeria din colț. Strigăte vălmășite, râsete scurte, gălăgie. În aceeași clipă, însă, frizerul năvăli în stradă cu ziarul în mână, cu fața zgârcită de o bucurie grozavă. Se repezi la dânsul, îl îmbrățișă și îl sărută cu furie, mormăind răgușit. 80.000! 80.000! Mititelu simți atunci că toată strada începe să se învârtească și apoi se trezi în frizerie. Vreo 10 oameni îl zgâlțiau, îi râdeau și povesteau în același timp că lozul pe care i-l-a dăruit dânsul frizerului a câștigat 80.000 de lei. Pe baza acestui text vom prezenta un model de compunere argumentativă de apartenență la specia novelă conform unui model dintr-un ghid de pregătire pentru evaluare națională. Astfel, în introducere prezentăm caracteristicile, trăsăturile novelei, astfel menționăm faptul că novela este o specie a genului epic în proză, de dimensiuni medii, mai mari decât schița, mai mici decât romanul,
cu un conflict epic concentrat, interesul naratorului fiind pus asupra personajului surprins în evoluție în mediul său de viață. Fragmentul dat din opera literară Norocul de Liviu Rebreanu face parte din specia nuvelei deoarece prezintă trăsăturile acestei specii literare. Mai departe, trecem la cuprins, unde scriem următoarele. În primul rând, acțiunea este fixată în timp, se desfășoară în intervalul unei luni de zile și spațiu, adică mediul urban, poarta ministerului. Aceasta este desfășurată cronologic și gradat, conflictul este puternic, concentrat, organizat pe două planuri, exterior și interior, intriga fiind și ea riguros construită. Textul prezintă speranțele lui Mititelu de a-și schimba condiția socială dorită, datorită unui câștig la loterie. La început, acesta are mari speranțe că îi se spulberă acasă, care îi se spulberă acasă când descoperi că numărul lui nu se afla pe lista numerelor câștigătoare. După o lună de la aceste evenimente, personajul trăiește o deziluzie și mai mare. Frizerul, căruia îi oferise lozul său, câștigase o sumă impresionantă, anume 80.000, citat din text. Conflictul exterior se manifestă între cei doi soți, din cauza tensiunii pe care o resimte Mititelu, iar conflictul interior are loc în sufletul protagonistului, care tot speră la o schimbare majoră. Relatarea acestor fapte se face din perspectiva unui narator obiectiv, omniscient și omniprezent, ale cărui mărci specifice sunt verbele la persoana a treia, de exemplu simți sau năvăli. Modurile de expunere sunt cele specifice nuvelei. Narațiunea, care are rol în relatarea faptelor, citez, vreo 10 oameni îl zgâlțâiau, și este împletită cu dialogul, care contribuie la dinamizarea acțiunii și la caracterizarea indirectă a personajelor. Citez, fă bine și nu-ți mai vâr nasul. În al doilea rând, personajele nuvelei sunt bine individualizate. Avem personaj principal, Mititelu, un funcționar de la un minister, personaj secundar, soția acestuia, și personaj episodic, frizerul. Protagonistul este un om obișnuit, urmărit în evoluție, în mediul său de viață și anume la serviciu și acasă. Portretul său se realizează prin îmbinarea caracterizării directe cu cea indirectă. Astfel, prin intermediul naratorului, cititorul află informații privind statutul social și profesional al personajului. Citez. Era copist, avea 9 ani de serviciu, 5 copii și multă sărăcie. Prin caracterizarea indirectă, din fapte și atitudine, reiesc trăsături precum ambiția, citez, cel mai mult dorea totuși să se scuture de nevoi, sau dorința de a reuși să aibă o viață mai bună, citez, de aceea juca la loterie cu o patimă dârză, dar și frustrarea generată de un destin potrivnic. Citez, simți atunci că toată strada începe să se învârtească. În încheiere, spunem următorul lucru. Concluzionăm prin a afirma că fragmentul dat aparține operei literare Nuvela, în care autorul își exprimă în mod indirect viziunea artistică despre destinul unui om obișnuit, surprins în evoluție, care dorește să-și depășească propria condiție, dar nu reușește. În final, facem o recapitulare a orei de română, în care am învățat verbul, l-am definit, i-am prezentat trăsăturile, l-am clasificat și am prezentat categoriile gramaticale. Am vorbit despre conjugările verbului, conjugarea întâi, a doua, a treia și a patra, despre diatezele verbului, activă, reflexivă, pasivă și activ-pronominală, modurile verbului predicative,
modul indicativ, conjunctiv, condițional, optativ și imperativ și cele nepredicative, modul infinitiv, gerunziu, participiu și supin. De asemenea, am prezentat și timpurile verbului, trecut, prezent și viitor, trecut cu forma de imperfect, perfect simplu, perfect compus, mai mult ca perfectul și viitorul cu viitorul anterior. Am vorbit despre funcțiile sintactice ale verbului și locuțiunea verbală. Am făcut o schemă a analizei morfologice a verbului cu un model de analiză. N-am uitat de momentul ortografic, iar la literatură am vorbit despre nuvelă pe care am definit-o, i-am prezentat răsăturile, am prezentat și un plan de argumentare de apartenență la specia literară nuvelă cu un model de redactare a compunerii argumentative de apartenență la specia nuvelă. Până să ne revedem la următoarea ediție a emisiunii Ora de Română, vă reamintesc faptul că și această ediție rămâne salvată pe pagina noastră de Facebook, A7 TV, și pe site-ul nostru, a7tv.ro, și o puteți revedea oricând. Cu speranța că informațiile prezentate vă sunt de folos, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă doresc o duminică frumoasă!